Salariul minim brut va crește la 2050 de lei începând cu 1 ianuarie 2019. Guvernul lucrează în prezent la o hotărâre în acest sens, a declarat aseară la Antena 3 ministrul muncii Ilia Olguța Vasilescu. Aceasta a mai susținut că statul a recuperat considerabil din deficitul la bugetul de pensii, acesta scăzând de la 13 miliarde de lei în 2017 la 4 miliarde de lei acum, după transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Vă reamintim că începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe țară s-a stabilit la 1900 de lei lunar. În prezent, lucrăm la o hotărâre de guvern pentru majorarea salariului minim începând de la data de 1 ianuarie și va fi 2050 de lei. Deja am discutat despre acest lucru săptămâna trecută, când ne-am întâlnit cu patronatele și sindicatele, a afirmat ministrul muncii Lia Olguța Vasilescu.